voi merge la cei din orașul meu. În Ieremia, la capitolul 29, cu versetul 7, stă scris: Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Simt că trebuie să subliniez necesitatea de a vă croi drum spre orașele mari. De ani de zile, Domnul ne-a tot îndemnat să ne facem această datorie, dar cu toate acestea, pentru marile centre populare s-a făcut doar puțin. Dacă noi nu ne apucăm de această lucrare în mod hotărât, Satana va înmulți dificultățile care nu vor fi ușor de trecut. Suntem cu mult în urmă în înfăptuirea lucrării care ar trebui făcută în aceste orașe mari de atât de mult timp neglijate. Lucrarea va fi acum mult mai greu de făcut decât cu câțiva ani în urmă. Însă, dacă preluăm această lucrare în numele Domnului, barierele vor fi doborâte, iar biruințele vor fi ale noastre. Majoritatea lumii trăiește în orașe. Deși rugăm pe Dumnezeu să ne arate când să ne mutăm în mediul rural, nu trebuie să neglijăm lucrarea din orașe. Miliarde sunt prinși fără speranță în dependențe, zgomot, distracții și stilul de viață din orașe. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea o povară pentru lucrarea din orașe. Poate El te cheamă să începi un centru de influență, o afacere cu scopul de a ajunge la sufletele pierdute din orașele lumii. Sau poate El te cheamă pe tine și biserica ta să te implici într-o activitate complexă prin mai multe modalități de slujire pentru oamenii din orașul tău. De ce să nu ceri lui Dumnezeu să-ți arate cum să slujești cel mai bine oamenilor din orașul tău? Motive de rugăciune, joi, 2 iulie 2020. Rugați-vă pentru orașul dumneavoastră și pentru orașele lumii care se transformă din ce în ce mai mult în Sodoma și Gomora. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute pe dumneavoastră, familia și biserica dumneavoastră în stabilirea unor centre de influență, activități și diverse modalități de a ajunge la miliardele care trăiesc în întuneric în orașe. Rugați-vă pentru un magazin naturist în Letonia, deschis de un inginer milenial care a renunțat la serviciu pentru a lucra cu normă întreagă în ceea ce el numește evangelizare în afaceri. Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să binecuvinteze această afacere, să creeze relații cu comunitatea și să îi ajute pe clienți să flămânzească după hrana care le va aduce viața veșnică. Rugați-vă pentru toate centrele de influență din întreaga lume și pentru ca mai mulți adventiști să înceapă afaceri cu scopul de a face misiune. Rugați-vă pentru un bar cu sucuri din Ogden, Utah, care își dorește să ajungă la tinerii de acolo. Vă rugăm să vă rugați pentru succes și pentru ca această lucrare să fie făcută în multe locuri din lume. Rugați-vă pentru clinica Vibrant Life Medical and Wellness din Bangalore, India, care oferă tratamente naturale pentru boli cronice, cum ar fi hipertensiunea, obezitatea și diabetul. Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să-și reverse Duhul Său asupra personalului, astfel încât dragostea Lui să curgă prin ei către oamenii pe care îi slujesc. Vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată!